Nu uitați că la 9500 de follow-uri o să închei acel giveaway, așa că mergeți jos repede și dați-mi un follow pe Instagram să facem acei 9500 de follow-uri ca să dau căștile și smartwatch-urile la giveaway. Voi extrage câștigătorii prin random.org și voi anunța câștigătorii prin Instastory-uri. Așa că după ce fac 9500 de follow-uri, trebuie să fiți foarte, foarte atenți la Instastory-urile mele, pentru că trebuie să-mi răspundeți la Instastory-ul respectiv. A repetat Instastory de 100 de ori până acum, dar nu-i nimica. Pentru a vă confirma câștigarea giveaway-ului. Dacă nu o să-mi dați repli în 24 de ore, adică până dispare Instastory-ul, o să aleg alți câștigători. Așa că fiți foarte, foarte atenți și vă urez succes în continuare. I could do this all day, I could do this all night, all month, all year, for my whole entire life. Who you know got a home, but seen to live on the road, looking like a black gypsy in a caravan of bro. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. În acest videoclip vă voi citi comentariile de hate. Într-un fel ar trebui să citesc comentarii pozitive, dar nu, citesc comentarii de hate ca să fie mai amuzant acest videoclip. Data viitoare promit pe degețel, aici vă dau degețelul, că o să citim comentariile pozitive. Înainte de a începe acest videoclip, aș vrea să mergeți acum jos repede să dați un like acestui videoclip și dacă nu sunteți abonați încă, abonați-vă acum și activați clopoțelul. Asta este valabil și pentru cei care sunteți abonați în momentul de față. Bun, haideți să începem. Primul comentariu de hate, chinezul mele. Bă, frate, dar ce ți-am făcut? Adică, serios. Nu știu, dar comentariile astea de hate mă amuză foarte, foarte tare. Bun, să trecem la următorul. Chinezul lejet, dracu, înapoi în China. România se umple de proști, YouTube românesc se deteriorează, sin cauza unor tâmpii și jăgoși ca tine, liniuță e... Dor de vremurile vechi, când nu era YouTube-ul vechi. Nu spun că eu sunt perfect, dar puncte, 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 emoji de... Deci comentariul ăsta chiar nu pot să-l înțeleg, dar la mine în cap sună ceva de genul: bă, du-te, dragă, de prost, bă, du-te, dragă, nu te suport. Mă rog, chiar n-am înțeles nimica din comentariul ăsta. Salut, chinezule, ești rudă cu Cha Kei Chan. Mamă, bă, dar nu știu cum se nimerește ca comentariile astea de hate să fie plin de analfabeti și de idioti și de copii tâmpiți. Nu vreau să jignesc acum pe nimeni, dar... Salut, chinezule, ești rudă cu Cha Kei Chan. Bă, hai că înțelegeam dacă scria corect Jackie Chan, dar frate, Cha Kei Chan, Du-te naiba de chinez borât și handicapat să mă piși pe tine. Bă, dar ce v-am făcut, frate? Bă, atâta răutate poate să aibă unii în ei de... Nu mă deranjează sau ceva, dar e foarte amuzant. Ce urât ești. Hai că asta e mai acceptabil. Înțeleg dacă sunt urât sau frumos. Nu, unii mă văd frumos și unii urât. Asta o înțeleg. Deci comentariul ăsta înțeleg perfect. Să moară măta de chinez borât. Bă, dar ți-a făcut mama ceva? Ce ai cu ea? Șobolan câini sau pisici meniu zilei? Bă, jur că dumele astea chiar sunt fumate rău. Adică, pui, mi-ai dă și tu altă dumă, nu știu. Dar serios, chiar chestiile astea cu câini, pisici, șobolan și așa mai departe, chiar sunt fumate rău de tot dumele astea. Am eu niște câini pe aici dacă vrei să mănânci delicatese, mă anunți. Ce vorbeam? Deja, nu știu, totul se rezumă la câini, la chinez, șobolani, șerpi, ce mai pe aici? Pisici? Sau că-s urât sau că-s bubos până acum. Haideți să vedem în continuare. Sau gay? Chiar am față de gay? De ce ești gay? What? Ce naiba? Mori, bă, tu, ciung, ciung. Doamne. O spus, măruță, că nu primești comentarii negative. Lasă ce umplu eu. Tipul ăsta mi se pare super, super amuzant. Am postat chestia aia cu nu uitați de like, subscribe și am dat pin la acel comentariu. Comentariul meu. Și a venit tipul ăsta și a dat repli la acel comentariu în felul următor, fiți atenți aici. Deci chiar mi se pare extrem, extrem de amuzant. Deci, o spus, măruță, că nu primești comentarii negative. Lasă ce umplu eu. Mă, urâtule, închide canalul. Ești slab. Când te prind, te bat. Ciuperc că ești slab de... Ciuperc că ești slab, te bat, îți rup ficusul. Ce e la ficus? Chiar nu știu ce e la ficus. A, deci atâtea. Deci, tipul ăsta, nu știu, frate, mi se pare că e un frustrat din ăla. Ah. Chinezule. Chinezule, trebuie să fie o insultă că-s chinez sau... Deci da, cam atât a fost. Băi, fraților, bizen în continuare, ne vedem pe data viitoare. Nu uitați să dați un follow pe Instagram, un like acestui videoclip, un subscribe dacă nu v-ați abonat încă și activați clopoțelul ăla pentru că este foarte, foarte important. Mulțumesc mult de vizionare! I'm the realest one that's rapping. Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping.